una sed de pedirte que tu madre la Irma y te dio ahora mi casa. Ce vorba? Proiectul Edwin Hing, Artă, Veselie, Armonie, Prietenie, a fost desfășurat anul trecut de către elevii claselor a patra, ambele clase și A și B, și a constat în realizarea unor desene în trei curente diferite, impresionism, cubism și expresionism. Copiii au fost foarte încântați de teme, am avut sprijinul colegului de arte plastice Will Poalin și la final am obținut certificate de calitate, urmând acum să facem diseminarea proiectului, pentru că dorim un certificat de școală Edwin Hing. Vă mulțumesc! Nu-mi dai suzeta mie! Haide! Păi tu ești bărbat! Pe suzeta și pe mami nu o dă. Pe mami nu o dă, dar pe suzeta. Hai să o dăm la pisică. Nu pe vrei? Așa scrie I love you, mama. Nu vrei? Hai că o dăm la pisică, tu ești bărbat. De ce? Tu vrei să fie tot mititel să aibă suzeta? Lasă că o să plângă! Bună ziua, bine v-am găsit. Două cuvinte despre acțiunea de astăzi de la Școala Tudor Mureșanu. Bună ziua, în primul rând vă mulțumim pentru prezență. Azi avem ziua porților deschise la Școala Tudor Mureșanu, la clădirea de pe strada Bațiu, iar luni vom avea ziua porților deschise pentru clădirea de pe strada Bațiu. Practic, la ce se așteaptă părinții, dar și elevii de la baza materială a școlii? În primul rând, este o oportunitate pentru viitorii școlărei care vor veni în clasa pregătitoare să cunoască școala, să le cunoască pe viitoarele doamne profesori învățători, să-și vadă viitoarea sală de clasă și, de asemenea, le stăm la dispoziție pentru orice întrebări au cu referire la întregul proces educativ. Au vizitat, cum spuneam, viitoarele sale de clasă, sala festivă, sala de sport, biblioteca, sala de joacă, sala multimedia și copiii au fost foarte încântați. Care este perioada de înscriere? Perioada de înscriere, prima etapă este între 8-26 martie, între orele 8-18 de luni până vineri, iar a doua etapă de înscriere în perioada 12-18 aprilie 2018. Cu siguranță părinții vor dori să cunoască câteva mănunte despre actele necesare înscrierii. Da, actele necesare pentru înscriere este cel relativ care va fi generată de aplicația informatică. Părintele o va semna după validarea de către un membru al comisiei de înscriere, fotocopie după cartea de identitate a părintelui, fotocopia după certificatul de naștere al copilului. Și, dacă este cazul, copia documentului de evaluare a dezvoltării psihosomatice eliberat de Crâșuraie. Da, dacă copiii nu împlinesc vârsta de 6 ani până în 3 septembrie, atunci sigur. Da, dacă este nevoie, dacă este nevoie. Mergem mai departe, din câte am înțeles, aveți în derulare și un program after school. Da, școala noastră oferă programul after school, care are un orar de la 12 după terminarea orelor până după masa la ora 4. În fiecare zi se menționează că avem câte o activitate extrașcolară oferită de Clubul Copiilor. În cadrul acestor activități copiii pot să facă ore suplimentare de limba engleză, pictură, pot să facă ecoturism, informatică și toate aceste activități sunt oferite de Clubul Copiilor gratis. În programul After School, copiii își rezolvă temele de casă și inclusiv se fac și câteva teme suplimentare pentru aprofundarea materiei. Cam câți copii sunt incluși în programul After School?
Păi, în programul After School sunt undeva la 40-50 de copii deocamdată și programul se desfășoară la fiecare clasă cu doamnele învățătoare. Au masa, se servește masă caldă la amiază, după care au diferite activități, pauză, termene de zi și, după cum spuneam, activitățile de la rândul copiilor. Și există solicitări în continuare, nu? Da, bineînțeles, avem mai multe cereri și solicitări pentru acest program. Copiii sunt foarte încântați și aproape că nu vor să plece acasă de la școală. Un mesaj de încheiere pentru părinți, dar și pentru elevi. Îi așteptăm cu drag să vină să se înscrie la școala noastră, deoarece rezultatele școlii o recomandă de la sine, iar baza materială este foarte bună. Fiecare sală de clasă este videoproiector, laptop. Se permite foarte bine ca lecțiile să se desfășoare în condiții optime. Școala are două săli de sport, două cabinete medicale, cabinet psihologic, cabinet logopedic, iar ca și o noutate în acest an, școala a câștigat un proiect depus de către Primăria Municipiului Turda prin Programul Național de Dezvoltare Locală, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale, în valoare de 2.660.514 lei. Ce se face cu acești bani, practic? Pentru clădirea de pe Rațiu se va reabilita exteriorul și clădirea veche, iar clădirea noi avem o extensie. Extensia acestei clădiri va fi renovată și vom face două săli de sport pentru nivelul primar. Iar pentru clădirea de la Mariciu va fi reabilitat clădirea integrală, începând de la acoperiș, uși, geamuri, zugrăvele și ardoseale. Vă mulțumim tare mult! Și noi vă mulțumim și vă așteptăm cu drag!